Bine v-am găsit, stimați telespectatori, sunt Delia Budurcă, bine ați venit la emisiunea Portret. Avem astăzi alături de noi pe Diana Lemnaru, la Chevalet, care va realiza portretul invitatului nostru de astăzi. Nimeni altul decât Ștefan Birtalan, un mare sportiv al României, al anilor 70, chiar și 80, un om care este în clasamentul mondial din toate timpurile, a șaptelea cel mai mare handbalist al lumii. Zic bine? Clasamentele acestea nu sunt chiar atât de exacte și nici nu asine la ele, pentru că jucător foarte bun, România a avut destui și poate mai bun ca mine. Sunteți și modest, adică aș spune că aceasta este o calitate a marilor sportivi. Dumneavoastră aveți niște performanțe extraordinar de importante. Practic ați marcat istoria handbalului românesc într-o perioadă în care România era pe harta handbalului mondial, era în frunte. Îmi place să spun că să accept că într-adevăr am fost un handbalist care a făcut parte dintr-o echipă colosală a României. Deci performanțele mele pe care se scrie acolo că ceea ce am făcut, cred că este impropriu să spun performanțele mele, este performanța unei echipe naționale și o echipe Steaua unde am jucat atâta timp, colosale, deci o echipă întreagă de 14, 15, 16 jucători cu antrenori, cu staff, cu tot, deci aproape 20 de oameni sau nu mai mult, care și bineînțeles numeroși fani pe care i-am avut de-a lungul anilor, nu? Care au contribuit și ei decisiv la victoriile noastre. Deci este o victorie în ansamblu a unei echipe formidabile și mă bucur să spun că România a avut o echipă colosală de handbal, de echipa națională și de echipa Steaua și mă mândresc cu faptul că am fost și eu prezent cu această echipă, în această echipă. Cine este Ștefan Birtalan, un tânăr care era foarte înalt pentru vârsta lui, avea 1,95 și acest lucru îi permitea să participe la toate sporturile, la volei, la handbal, la basket. S-a remarcat în liceu la Jibou, ați început întâi cu basketul, după aceea ați trecut la handbal. Ce însemna statura aceasta pentru dumneavoastră? A fost atu numărul unu ca sportiv? În primul rând, sigur, am avut două mari calități, înalt și tânăr, știți? Și asta este foarte obligatoriu la nivelul sportului de performanță. Să fii și tânăr și înalt era o chestiune, deja un punct câștigat. Dar ca urmare a unor performanțe deosebite al predecesorilor mei în echipa națională, deci echipa României 61-64, 1961-1964, a ieșit campioană mondială. Eu, de fapt, primul meu meci de televiziune văzut a fost meciul România-Suedia, finala campionatului mondial 1964, la liceul din Jibău, unde mi-am făcut liceul, și acest lucru ne-a atras pe noi, pe mine, pe colegii mei, să facem handbal. A fost o emulație extraordinară, de fapt, orice mare competiție aduce și creează emulație între tineri și noi atunci, la vârsta de 14-15 ani, vă dați seama, ne-a făcut plăcere să ne uităm la aceste mari victorii ale echipei naționale. Și așa am început și noi să facem. Da. Așa cum după Nadia, multe fetițe au fost atrase de gimnastică, iată că echipa de aur a României de handbal dinaintea generației dumneavoastră a atras după ea generația dumneavoastră și v-a îndemnat spre handbal. Corect. Să fie acesta un punct de inflexiune al destinului, un moment în care Ștefan Birtalan a decis să treacă la handbal fără să știe ce îi vor rezerva apoi astrele? Sigur, faptul că am trecut la handbal a fost o chestiune de tactică școlară, în sensul că la basket ne bătea zalău. Și atunci, ca să nu mai toți să fim meciul ca bătăilor, cum se spune, la nivel de județ acolo, am trecut la handbal. Dar faptul că performanțele au văd paralel cu aceste schimbări de tactică de școală. Dar, orice caz, sigur, marele avantaj pe care l-am avut a fost înălțimea mea. Într-adevăr, am fost cel mai înalt, cred că din liceu,
Și prin prisma aceasta mi-a plăcut foarte mult competiția, mi-a plăcut sportul în general, îmi plăcea să fac mișcare. De fapt, era o mirație generală pentru sport în perioada aceea. Deci, să spunem lucrurile pe nume, s-au făcut foarte multe lucruri, poate ne la locul lor, dar sport s-a făcut. Și uitați, s-au fost și performanțe pe vremea aia. Poate un al doilea punct de inflexiune să fi fost atunci când l-ați convins pe antrenorul dumneavoastră din Baia Mare să vă ia la echipă, pentru că înțeleg că avea ideea că sportivii înalți sunt proști sau... Nu, în general a fost o chestiune haioasă, destul de simpatică, cu care, pe urmă, am povestit foarte mult timp pe seama aceasta. Sigur, eu am început la Baia Mare terminând liceul, am continuat cu școala tehnică de construcție, deci post-liceală, de fapt acolo o școală de sub-inginer, pe care am și terminat-o la Baia Mare, dar sigur, eu mi-mi plăcea handbalul, eram un puș la 18-19 ani, încă necunoscut în lume și în România, lume vorbesc, în România, necunoscut, un puș care s-a dus la Baia Mare, ei nici nu aveau echipă, aveau echipă încropită, jucau în campionatul regional, dar problema este că au spus că astăzi nu poate să mă primească, mâine. Când mâine m-au văzut că, într-adevăr, am niște abilități sportive și mai ales la handbal destul de bune, ei imediat m-au legitimat și am fost acolo. Acolo, de fapt, am început primii mei mai serioși de handbal din Baia Mare, unde chiar oamenii sunt cunoscători foarte, foarte mari de handbal și acolo s-a făcut performanță mai departe. Trebuie să ai anumite trăsături, în afară de a fi înalt și tânăr, pentru sportul de înaltă performanță, adică intri pe teren, vrei neapărat să câștigi. Cum ați spus, era vorba de această rivalitate. Cum vă montați pentru victorie? Păi, știți ce? Noi am făcut, în general, am avut șansa și norocul de a avea coechipieri excepționale. Jucători de handbal și sportivi de excepție, oameni care, pe lângă faptul că au făcut sport și au terminat și studiile și aproape toți erau ori profesori, ori ingineri, deci dintr-un mediu în care oamenii mai citeau o carte, două, știți, în ghilimele. Sigur, pasiunea, cred că lucrul cel mai important, iubirea de a-ți place să faci ceva. Noi am iubit acest sport și faptul că suntem prezenți și astăzi, poate nu fizic, dar cu sfaturi sau cu... Noi am rămas alături și ca jucători, și ca antrenori, și ca toți împreună, dar tocmai pentru faptul că noi am iubit acest sport. Și când iubești, faci ceva cu pasiune și ai voință de a face, părerea mea că nu se poate să nu reușești. Deci, până la urmă, îți trebuie un pic de perseverență, sau mai multă perseverență și un pic de nebunie, să crezi până la capăt, să mergi pe o idee. N-ai cum să nu, că n-ai cum să faci ceva fără nebunie, în orice domeniu. Acum am experiența necesară ca să o spun, da, într-adevăr, noi am fost oameni pe care poate mulți de acum nu înțeleg. Cum poți să renunți la plăcerile vieții sau tinereții, pentru că, credeți-mă, noi ne-am sacrificat, într-adevăr, o tinerețe și lungă, de fapt, nu? Am jucat până la 38 de ani. Ceea ce iarăși e o performanță. Da, am jucat până la 38 de ani în sensul acesta că noi toți, toată generația mea și toți dinaintea noastră și cei după, ca să faci mare performanță, nu poți să faci decât așa. Deci trebuie să fii foarte serios, disciplinat. De fapt, sportul acesta și, în general, handbalul, sportul de echipă te disciplinează. Te duce înspre marea performanță, mai ales când sunt condițiile create. Și noi am avut aceste lucruri create. Domnul Birtalan, regretați poate această tinerețe închinată sportului, aceste sacrificii pe care le-ați făcut? Poate n-ați gustat, nu știu, din plăcerile vieții la un anumit moment și ați închinat-o muncii? Nu. Regretați acest lucru? Nu, categoric nu. Nu regret, pentru că am făcut un lucru deliberat, conștient, că marea performanță poate fi realizat numai așa.
și am fost un grup unit, un grup extrem de, de important, care ne mobilizam reciproc, ne cream și cu atât mai mari au fost plăcerile vieții, pe urmă, când eu aveam câte o supapă în care ne lăsau de la cantonamente sau de la de cantonamente foarte lungi, care astăzi par la de nivelul, cum să spun eu, a nebuniei acolo. Exact așa. Practic acum nu se mai fac cantonamente de această dimensiune. Nu se mai face așa ceva, sigur că da. Noi am muncit foarte mult. Tot, da, sigur, eram la început și sportul în general, handbalul în șapte era la început. Am avut condiții foarte bune, antrenori excepționali, nu? Colegi de echipă care v-am spus și acum încă suntem împreună și ne... Spuneați la un moment dat că vă întâlniți în fiecare miercuri? Fiecare miercuri care vin de acolo. Vă întâlniți în continuare? Da, exact, exact, sigur că da. Deci este o chestiune care o facem cu plăcere, ne cunoaștem, ne știm, suntem prieteni, am rămas prieteni, ne-a unit. Până lângă faptul că am făcut performanțe, ne-a unit și dorința de a demonstra tot timpul că noi, cei care suntem acest grup unit, putem câștiga tot timpul. Cum se vede acum, în discuțiile astea pe care le aveți în fiecare săptămână, cum se vede sportul de astăzi și handbalul de astăzi? Cum îl, sigur, cum îl vedeți? Cum se reflectă în aceste discuții? Noi suntem unii care, v-am spus, eu mă uit la aproape la fiecare meci la care există la televizor sau la, în București să mă uit la meciuri, vin cu mare plăcere, ne uităm și noi, sigur, sportul s-a schimbat, lumea s-a schimbat, nu mai e ca pe vremea noastră, sportul s-a este mult... S-a schimbat în bine? S-a schimbat și în bine, sigur că da. În sensul de joc e mai spectaculos, e mai altfel decât am jucat noi, cu mai multe valențe fizice și psihice de toate, sigur că de aici putem să lărgim total, dar ne surprinde neplăcut, din păcate, performanțele la nivel național, al echipei naționale, pentru că dorim tot timpul să fim acolo. Noi am fost obișnuiți cu victorii și cu mari performanțe. Din păcate, acum nu mai suntem acolo. Și din păcate, bine, sunt foarte multe motive. Este greu să fac eu acum așa o... Deci, din ce cauză, sigur. Pentru care... Nu știu, unul poate ar fi că generația dumneavoastră nu s-a mulțumit cu puțin. Exact ceea ce spuneați adineaur. Deci ați vrut maximum, victoria, practic. Corect. Acum ne mulțumim cu mai puțin, nu știu. Spuneați dumneavoastră două puncte nevralgice, vulnerabile, ne mulțumim. Pentru care... Știți cum e? Mentalitățile s-au schimbat, viața s-a schimbat altfel, privim. Haideți să vă spun o chestiune, poate nu știați. Am câștigat campionatul mondial în 1974, deci recidiv în 70 și 74. 74 în 74 când am câștigat campionatul, am primit o recompensă în care, din care eu mi-am putut să-mi iau un televizor și un frigider. Era mult pe vremea aceea? Sigur că era mult. Nu aveam frigider, n-am avut, n-am de-al meu, n-am avut frigider, nu? Sigur, Dumnezeu să aibă. Și mi-am cumpărat în București. Eram deja dublu campion mondial și n-aveam încă frigider. Vă dați seama? Stăteam într-un bloc. A fost nevoie de al doilea campionat mondial. Da, dar ca să pot să-mi iau un frigider, fără nicio exagerare. Eram și student la Institutul de Educație Fizică și eram jucător la Steaua, nu? Deci vă dați seama. Astăzi nu se pune problema. Problema este, bine, sigur, sunt de acord ca sportivilor să-l dea cât trebuie. Sportul, pe vremea mea, era prioritate națională. Astăzi, din păcate, nu este. Deci de aici pornim. De aici discutăm. De aici, cred că este punctul principal din care ar trebui să se discute despre sport. Cum ați vedea să fie prioritate națională? Să facă toată lumea sport, să avem orele de sport, să nu se sară, din contră, să se facă și să se îndesească? Se discută foarte mult, chiar la o oră îmi vine să zâmbesc când mi-a spus treaba asta. La noi se face o oră pe săptămână de educație fizică, la care foarte mulți renunță prin diverse motive. Este trist că am ajuns aici, la nivelul acesta, în care eu, știți, mereu, dar exemplul meu, nu e frumos să spui despre tine, dar eu, să știți că n-am făcut handbalul, n-am început-o în
Germania sau în Franța, unde erau condiții excepționale. Am început al liceu din Jibou, un liceu excepțional, în care oamenii s-au bucurat pentru orice mici lucrurile mici, plăcerile mici sunt foarte importante. Eu am avut-o la mine, la liceu. Și uitați așa, încet, încet am putut să creștem. Astăzi, din păcate, foarte puțin se face. Interesul este axat nu pentru sport în general, ci pentru a face, să ajungi nu știu ce. Bine, trebuie făcut și aia. Vă spun, marea majoritate a sportivilor noștri pe vremuri și acum termină o facultate. În general, lumea studențească este cea care creează valorile sportive mari în general. Sigur că da, în toată lumea asta. Nu și în America, nu? Basketul este un sport de școală în care se face. La noi, în general, nu prea se face sau se face foarte puțin sau se face, cum să spun eu, destul de cu potențe destul de puține în sensul de oamenii ca să-i poți să-i atragi. Greu îi atragi. Când vin, sunt probleme mari, de nu numai materiale. Deci să nu ne gândim numai lucruri materiale. La structura psihică, la faptul că nu-și mai la modul în care cedăm foarte ușor, cedăm foarte ușor, pentru că este greu. Este sportul, este o activitate tare grea. Eu am spus tot timpul că minerii din subteran care ies afară sunt extrem de obosiți. Eu știu că eu am jucat la minerul Baia Mare, cunosc viața minerilor, viața extrem de grea, extrem de dificilă, în care muncind acolo 6 ore, 8 ore este greu. Să știți că sportivul de înaltă performanță lucrează 4-6 ore pe zi, în care în fiecare zi gândiți-vă că trebuie să se bate pe el singur. Deci posibilitățile lui trebuie să crească. Comparația ar face un miner, unul care trebuie să muncească extraordinar, pentru că fiecare zi trebuie să fie mai bun decât ieri. Numai așa poate să facă performanță. Este greu? Este extraordinar de greu. Dacă ar fi ușor, ar face toată lumea. Să zicem că lipsește acest challenge cu tine însuți în sportul actual, practic aici și acesta, este unul din punctele nevralgice. Și acesta este un punct. Dar v-am spus, trebuie să fie sportul considerat un prioritar, prioritate națională, în care nu banii să revină, cum mulți cred, că dacă este prioritate națională, acum trebuie să fie subvenționat bugetar, cum se spune, de statul adică român. Adică să intre foarte mulți bani acolo, asta. Nu. Trebuie create condițiile pentru ca privatul să intre mai repede în sport. Asta trebuie făcut. Se știu lucrurile acestea, se știu foarte bine, eu sunt convins de asta, dar realizarea acestor lucruri întârzie. Ce părere aveți cu... După părerea mea, cum să zic, focusul public este mai mult pe fotbal. Și sunt sporturi foarte frumoase, foarte... nu știu cum să zic, la care lumea nu se uită sau se uită prea puțin. Deci știrile din fotbal, eu nu sunt sportivă, nu sunt un specialist în acest domeniu ca dumneavoastră, dar mi se pare nepotrivit să dai din sport tot felul de știri de cancan care n-au nicio legătură cu sportul, iar performanțele sau ceea ce se realizează, focusul pe alte sporturi este minim. Ați atins un aspect care eu personal nu înțeleg. Ați atins un aspect care mie îmi place să și spun foarte exact. Da, într-adevăr, știți ce? Mass media au un rol deosebit astăzi în sport. De foarte multe ori sunt dezamăgit de modul în care este reflectat. Apar reviste sau în general cancanul. Este lucrul care interesează nu problematica sportivă. Și sunt extrem de multe. Paleta este foarte largă la acest aspect. Sigur că, dar nu-mi place, sesizez. Din păcate, noi suntem, eu acum sunt în categoria celora care nu prea mai este băgat în seamă la nivel de asta, dar un sfat așa, a zis și un bătrân la acesta ceva, dar în general, sunt lucruri care trebuie făcute și sunt convins că știu foarte bine cei care sunt acolo
ce trebuie făcut. Eu, nu de asta mi este. Modul în care punem în aplicare, poate gândirea și ceea ce trebuie făcut, acest lucru mă face să cred că trebuie rapid făcut. Pentru că dacă putem să semănăm acum, putem să culegem roalele peste vreo 10 ani de zile. Cam după 10 ani cam așa ceva. Zice, dar trebuie făcut de acum. Ce înseamnă sport studențesc astăzi? Nu există aproape. Sau foarte puțin. Ce înseamnă și la școală? Ce înseamnă? Bine, nu vreau să ridic aceste probleme. Puneți două, trei măsuri pe care dumneavoastră, dacă ați fi acum într-o poziție de decizie, da, și pe care sigur le știți, le-ați lua de mâine sau de o lună, într-o lună, care să schimbe peste 10 ani fața sportului românesc. Foștii campion mondial, colegii mei, împreună cu Oțelea, Gațu, Stângă, Voinea, Monteanu, deci pot să vă spun toată generația mea, noi am făcut o petiție primului ministru și președintului României, în care am rugat să citească ceea ce credem noi că trebuie făcut pentru a îmbrăti sportul. Și această scrisoare noastră a fost semnată de 60 de campioni mondiali și olimpici. Și s-a dat acest lume. Deci să știu dorințele noastre în ce sens, în revigorarea sportului, pentru că mie îmi face o plăcere colosală să văd echipa României câștigând, nu? Mă bucur, sigur că da, mă bucur. Și nu mi-este indiferent dacă se face sau în orice domeniu. Eu mă bucur foarte mult când Simona Halep câștigă un meci de tenis, nu? Sau fetele de la gimnastică care au făcut performanță colosale, să continue aceste performanțe pentru că se poate. Suntem creonați pentru a face sport de mare performanță și să fim acolo. Nu să batem Statele Unite, dar să fim acolo unde a fost mereu un sport. Și lucruri bune. E un ambasador extraordinar sportul pentru o țară, nu? Da. Și atunci, haide să o facem. Sigur, sunt multe probleme, noi am luat și contact cu oamenii politici care... S-a făcut din această petiție ceva? S-a mișcat ceva? Acum se încropește o lege a noua sportului pe care presupun că sper să vedem și noi cât mai repede posibil. Și am spus că nu trebuie să luăm exemplu la altora. Altora în sensul de să faci în Statele Unite sau în Franța sau în Germania, nu. Să vedem ce fac fostele țări socialiste care tot vitregiți de soartă și de posibilități materiale, nu? Cum au reușit să mențină anumite categorii sportive sau anumite ramuri sportive la nivelul cel mai înalt? Cum? Haideți să vedem. Și eu știu foarte multe exemple, sunt în temă ca să vă spun, dar nu vreau să plictisesc cu treaba aceasta, dar cunosc foarte bine ceea ce ar trebui făcut. Simplu, nu este mare lucru, nu e mai de filozofie. Trebuie să vrei să faci niște lucruri foarte concret. Da. Ieșim pe această idee din prima parte a emisiunii. Suntem alături de Ștefan Virtalan și Diana Lăunaru. Revenim după publicitatea. Am revenit în studio, sunt Delia Budurcă, vă aflați la emisiunea Portret. Alături de mine, Diana Lăunaru face portretul invitatului nostru de astăzi, cu care aprofundăm problemele din sport. Sport. Domnul Ștefan Virtalan, da. Om de aur din generația de aur a handbalului românesc. Spuneați că împreună cu alți 60 de mari campioni ai României, ați semnat o petiție, și asta nu de mult, în toamna anului trecut, prin care să revigorăm sportul românesc. Spuneți două măsuri din această, două elemente din această petiție. Ce ar trebui făcut? Sigur, ne-a îngrijorat și ne îngrijorează și acum modul în care ne prezentăm la Olimpiade, modul în care sportul românesc nu poate să iasă din această, cum să spun eu... Laștină. Da, nu, e o chestiune dificilă. Am dorit stagnare, cât mai mult să fie stagnare, nu stagnare, da, într-o situație mai dificilă. Și bineînțeles am făcut cu... Ne-am strâns mai mulți handbaliști la început, pe urmă aici au mai venit alții, alte sporturi, au intrat, deci vreo 60 de campioni mondiali au semnat o petiție către primul ministru și către președintele României, în care s-au spus punctual ceea ce ar trebui. Au fost mai multe puncte, dar primul cel mai important, care este sportul să fie prioritate națională.
Sigur că da, noi înțelegem foarte bine că România nu are potență economică și financiară în sensul acesta care să fie asemănător Franței, dar nici nu e nevoie, nici pe vremea cealaltă n-am avut noi nevoie de atâta de acest lucru. Dar important este ca să luăm niște măsuri. Mă gândesc numai foarte simplu la ceea ce au luat cei din jurul nostru, care și-au menținut până la urmă sportul la un nivel foarte bun. A declara că sportul este prioritatea națională poate să fie ceva declarativ. Ce stă în spatele acestei declarații? Sigur. Ce înseamnă că este schimbarea sportul legii sportului prioritatea națională? În sens, schimbarea legii sportului în sensul ca să dai voie privatului să intre mai repede în să poate să finanțeze sportul. Fără finanțare, fără nu există așa ceva. Dar nu poate există. Acest lucru va însemna o barieră. Numai dacă ai bani, vei putea face sport de înaltă performanță. Nu numai. De exemplu, hai să spunem, nu ai nevoie să ai bani ca să faci 3 ore de educație fizică pe săptămână. Deci trebuie să fii o lege sau un ordin al ministrului învățământului în care să se consideră acest lucru obligatoriu. Da. Deci sunt și alte măsuri, bineînțeles. State în Europa în care copiii fac o zi pe săptămână sport. Aceste sporturi le variază, dar o zi pe săptămână este dedicată sportului. No, sigur că da, numai o zi. La ei sunt fiecare. Deci dacă n-am făcut handbal, fac basket. Dacă n-am făcut basket, fac altceva. Tenis, deci fiecare face un sport. Exact. Cum a fost pe vremea noastră? Eu am făcut și cor, nu? Am făcut și ăsta. Dar acum, atunci avea una altă denumire. Nu e bine să spunem. Bine, schimbați denumirea. Faceți-i altfel. Pe vremea se spunea Daciada. Da? Daciada, vă rog să mă credeți, a fost o chestiune extraordinară. Da. De ce nu facem și acum? Schimbați-i numele. Schimbați-i, că să spunem că are rezonanțe comuniste. Nu, schimbați-i, faceți-i alfa. Dar a fost o chestiune formidabilă, făcută de către alții, înaintea noastră. Apropo de punctele de inflexiune, aș vrea să revin la un moment dificil. Deci după cariera dumneavoastră de sportiv, care a inclus 2 titluri mondiale, ați fost vicecampion olimpic și bronz olimpic de 3 ori, acest loc de care spuneam cel mai mare handbalist al tuturor timpurilor pe locul 7. După aceea a urmat o perioadă de antrenoriat, ați fost antrenor și la un anumit moment dat ați ieșit și din această zonă, deci n-ați mai făcut sport. Da. Se întâmpla în 2001. Da. De ce? Pentru că ce s-a spus atunci, v-ați din cauza unor probleme de sănătate. Da, sigur, problemele de sănătate, din păcate, în 2001, fără să am niciun fel de semne de boală, din păcate, am fost diagnosticat cu ciroză. Am fost antrenor echipei Steaua, imediat am fost diagnosticat cu un virus C. Virus C, care pe vremea aia era o chestiune nouă, apărută, virus hepatic C, care până la urmă m-a dus la ciroză. M-a dus la transplant de ficat. Lucru care, când eu am aflat că sunt bolnav, nici nu mă gândeam, nici nu știam mare lucru despre ceea ce înseamnă acest lucru, nici nu știam că s-ar putea să fie făcut așa ceva în România, dar pe urmă sigur că da, evoluând boala și am aflat tot ceea ce era legat de acest lucru, un moment extrem de dificil, pentru că a trebuit să las antrenoratul, am trecut pe hârtie să fiu șef de secție la Clubul Steaua, înțelegându-mă extraordinar de bine toți cei din sport și din handbal că trebuie să am mai mult timp pentru odihnă și din păcate boala a evoluat și în 2008 s-a făcut minunea. Ce minune oare? Transplantul de ficat. Sunt de 9 ani purtătorul unui ficat al cuiva. Ai cuiva, da?
pentru care eu sunt acum în viață. Este o chestiune care, după ce treci de ea, de acest moment extrem de dificil, realizez că, într-adevăr, tu s-ar putea, acum nu trebuia să fi fost aici, nu? Nici la emisiunea asta. Nu? Pentru că, efectiv, un lucru care, v-am spus, a mirat după ce mi s-a făcut transplantul la Spitalul Fundeni, condus de un om excepțional, și spun de ce, profesorul doctor Irinel Popescu, un om deosebit, l-am cunoscut pe urmă, la început sigur că da, mai puțin, dar pe urmă, care a fost alături de mine, a fost alături de toți, e alături de transplantul de ficat de 20 de ani. Acum am sărbătorit 20 de ani de transplant de ficat în România. Un lucru care, vă spus, prima chestiune, primul telefon care am primit de afară, din străinătate, a fost: Ștefan, ești bine? Sunt bine. Unde ai fost operat? În București. Cum în București se face transplant de ficat? Deși a fost o chestiune pentru cei de afară, o chestiune de nici nu le vine să creadă. Cum a fost, sau cum este să simți, să aveți în, să simțiți că în dumneavoastră este ceva străin? Sau faptul sigur, că vă datorați viața, să, în fine, sigur, unei întâmplări? Este, da, sigur, este care o chestiune care, sigur, este o chestiune care, uitați, a rămas, nu se știe al cărui om am primit ficatul, al cărui om, poate e o chestiune, mereu de atunci toți spunem, toți transplantații cei care suntem, noi trebuie să mulțumim de 3 ori. Și spun asta la fiecare întâlnire pe care, de 3 ori trebuie să mulțumim în primul rând omului care face transplantul. Pentru că dacă el nu știe, n-ar ști să facă, sau echipe acesta extraordinară care există, n-ați mai fi fost aici, sigur că da. Donatorilor, în ce moment, în ce situație, știți cum e dificilă a vieții, nu? Există această donare, nu? Și pe urmă să nu uităm, după transplant, este starea post-transplant, care este extrem de importantă, pentru a putea, a putea înțelege acest lucru extrem de important, nu? Și a putea să continui mai departe un trai decent, normal, nu? Pentru că, efectiv, am spus, mă simt foarte bine, deci nu este nici eu, am deja 9 ani de transplant și de multe ori mulți îmi spun că, zice, nici nu se vede, că Ștefane, pacient, că ești pacient transplantat de ficat, un transplant de ficat care este o operație extrem de grea. Una din cele mai grele operații din care se fac, deci trebuie să fii... O echipă colosală există la Fundeni, o echipă care face minuni, o echipă care în fiecare an, v-am spus, eu am făcut sport de performanță în care am muncit de dimineață, am început de la 6 sunt antrenamentele și până seara tot în antrenamente ne duceam. Mă uit la profesorii, la domn profesor, la cei care sunt, la medicii care sunt acolo, că la ora 6 dimineață erau la patul meu. Și eu îi spuneam domnului profesor, domnul profesor, nu se poate, dumneavoastră sunteți aici și seara tot aici vă văd. Iată, tot niște profesioniști care lucrează, nu un... Profesionist extraordinar. Tărâmul handbalului, dar tot la... Este la nivelul cel la mai înalt, nivel. Eu aș da medalii în fiecare zi, pentru că ei fac efectiv o muncă extraordinară. Cum a fost percepția dumneavoastră? Că erați... Poate aveți această idee a invincibilității, adică și dintr-o dată ați aflat că aveți o fisură majoră undeva în interior, care vă putea duce până acolo unde să nu mai fiți. Sigur. Sigur, am avut încredere, v-am spus, am avut o încredere extraordinară, mai ales după ce am vorbit cu domn profesor, am avut o încredere extraordinară. Nu vi s-a părut că riscați? Că nu mi s-a părut. M-am dus așa de liniștit, vă rog să mă credeți, așa de liniștit m-am dus, am zis că nici nu-mi fac probleme, nici nu bănuiam cât de greu este.
operația în sine. Pe urmă am aflat amănuntele operației și tot ce este, pentru că poate la început mai făceam așa. Pe urmă m-am dus mereu, când mă duc și acum la fundeni, mai mă duc la, la oamenii care sunt în starea în care vor fi și așteaptă să fie transplantați, sunt pe lista de așteptare și mă duc să-i mai spun, da, este o chestiune, sigur că da. Eu am trecut foarte repede, eu n-am știut cum am trecut peste operație, sigur că nu știu ce s-a întâmplat. Dar a fost foarte lungă, a fost aproape 14 ore, nu, de operație, nu e gluma asta. Și tocmai de-aia vă spun că toată treaba asta și perioada post-transplant este o chestiune care, sigur, marchează omul. Dar am avut încredere extraordinară în ceea ce face și, bineînțeles că, uitați, sunt aici și mulțumesc extraordinar echipei colosale care este la Fundeni. Da. Echipei colosale și vă rog să mă credeți. Eu mă mândresc că în România există așa ceva. Da. Este, vă dați seama... Iată că eroii sunt printre noi, poate ei n-au luat vreo medalie, nu li s-a cântat imnul pe cea mai înaltă, pe cel mai înalt podium, treapta podiumului, dar iată, medaliile sunt aici, vorbesc cu noi, deci practic performanțele lor sunt cumva printre noi. Eu în fiecare zi le-aș da câte o medalie de campion mondial la fiecare, începând cu domn profesor, cu Doina Iorescu, cu doamna profesor Liana Gheorghe, cu toată lumea de acolo. Sunt niște oameni deosebiți, profesioniști, care nu-și arogă niciun drept, sunt de o modestie extraordinară, și fac lucruri minunate, pentru care în România anului 2017, nu? Noi deja suntem într-o zonă fruntașă al transplantului de ficat, în care și făcând parte și din biroul acela al Asociației Transplantaților de Ficat, cunosc foarte bine cam ce înseamnă, sunt oameni entuziaști. Asociația și toată oamenii care doresc să fie, ne ajută, să ajută între lor, este o chestiune care pur și simplu ne încântă. Dacă ar fi să căutăm bagajul dumneavoastră personal și să alegeți trei trăsături pe care le considerați definitorii pentru dumneavoastră și care l-au făcut pe Ștefan Birtalan omul care este astăzi, care ar fi acele trei trăsături? Cum sunteți dumneavoastră? Pe primul rând, cred că voința de a face lucru bine făcut. Adică, cum să spun, eu sunt un ardelean care îmi place când fac ceva să fac ca lumea, nu să las. Îmi place disciplina, să fie totul perfect, totul să fie asta. Și știți, de multe ori ne lăudăm noi ardeleni și îmi place să spun și eu asta, vă rog să mă iertați, cei 7 ani de acasă, știți, parcă contează și asta. Și contează foarte mult. Pentru că am fost învățat într-o regulă, nu mi-am schimbat-o, am încercat să fac tot ce este posibil pentru mine și pentru cei din jurul meu, familiei mele, nu? Pentru că, până la urmă, nu? Celula de bază a societății nu este familia. Sigur că de care m-a ajutat, ne ajutăm reciproc, vă dați seama cât de mult, cât a fost și soția și copiii mei alături de mine în sensul acesta de a trece peste momentele dificile și le mulțumesc tare mult pentru oamenii din jur. Eu mă duc acum, am un nepoțel, mă plimb prin parcuri și mai mă întreabă oamenii, domnule Birtalan, ce mai faceți, cum sunteți? Zic, mulțumesc, bine, mai întreabă și de sănătate, e lucru extraordinar pentru că deja sunt ani care nu mai suntem noi în prim planul activităților. Cel mai greu moment, care a fost, dacă ați privi așa în urmă, și care au fost resorturile care v-au ajutat să-l depășiți? Pentru că poate mulți dintre telespectatorii noștri se confruntă cu asemenea momente și iată să învățăm de la cei care le-au depășit. Știți cum e? Trebuie să avem încredere în noi că oamenii se ajută în momentele dificile. Uitați că sunt oameni care fără să cerem, poate așa, au venit oameni foarte mulți să facă, să mă ajute, să, domnule Birtalan, luați asta, luați o pastilă, luați asta, toți.
Deci cel mai sărit. Greu moment se leagă de transplant. Sigur că da, transplantul, sigur că da. Păi da, eu vă dați seama că dacă nu exista transplantul, nu se putea face. Eram acum în... nu mai spunem unde. Dar problema este, sigur, dificil, foarte dificil, deși pot să spun o chestiune, poate așa, sub formă, e adevărată. Medicul care la 14 ani m-a operat, după ce am făcut o apendicită perforată, care era cât pe aici să zic de atunci, deci, la revedere. Și eu când am ieșit campion mondial prima dată în 70, m-am dus acasă la Jibou, la liceu, acolo m-au primit foarte drăguț, au fost, și doctorul a venit și el și mi-a zis, zice, Ștefane, dragă, campion mondial eu te-am făcut, că dacă nu te operam eu, nu mai ești tu campion mondial. Și într-adevăr așa este, pentru că el m-a salvat într-o situație dificilă. Așa cum și domn profesor m-a salvat într-o situație dificilă, vă dați seama. Și cum știți cum e, trebuie să ai și puțin noroc și aici, și aici într-adevăr trebuie să ai noroc, pentru că compatibilitatea este una din problemele cheie ale transplantului, nu? Și poți să fii tu, să aștepți un donator compatibil. Exact, cel mai mare, nu știu ce sau cum e, dar dacă nu ești compatibil, nu poate să-ți facă. Și atunci cu această ocazie poate mai tăiem din oamenii răi care sunt în jurul, tot ceea ce este bun trebuie să fie, și cei care spun că, domnule, poate unii alții sunt avantajați. Nu e nimeni avantajat. Aici este o chestiune foarte clară. Cei care sunt hotăresc medicii și numai medical se hotărește tot. Cred că nimeni nu vrea să pună în pericol propria lui creație. Păi, că de fapt ar însemna să-ți subminezi rezultatul muncii tale, care corect. Nu e corect, ușoară. Corect. Spuneți, amintează Simona Halep, ce simte un sportiv când câștigă, este ridicat în slăvi, când pierde, îi se mai dau câteva, da, după ceafă, ca să zicem așa, e mai împins. În 1976, România, în care am fost și eu prezent, echipa națională, în sala în care Nadia Comăneci a luat... primul 10. Am jucat la Montreal, am jucat și noi finala jocurilor olimpice cu Uniunea Sovietică. Da? Și contrar așteptărilor și a noastră... După câțiva ani în care nu pierduse niciun meci. Corect. Vă mulțumesc. Țineți minte foarte, foarte bine. Deci, așa este. Noi eram favoriți. Și am pierdut jocul. Și am luat medalie de argint. Și toată lumea a fost din jurul nostru, mai ales șefii, au fost foarte așa circumspecți, nu ne-au felicitat. Ne-au felicitat când am intrat în locul întâi, adică în finală, dar după finală au fost supărați, că noi n-am câștigat. Da, exact, nu s-a așteptat nimeni, nici noi. Și am fost așa, domnule, medalie de argint... Nu este răsplătit, nu știu ce, am făcut un fel de grevă mică, așa cum se spune, așa că au venit oamenii și au simțit că ducem lipsă de, domnule, totuși am luat medalie de argint. Da, există, lumea imediat, sportul este o activitate în care imediat simți și adulația, dar și nemulțumirea. Și imediat ești tratat la ceea ce, cum se spune eu, poate nedrept, dar asta sunt rigurile sportului de performanță. Practic, oamenii nu vor să fie dezamăgiți odată ce investesc încredere speranță într-un sigur. Sportiv, în sigur. Echipa națională, într-un sportiv, în orice, nu-l iartă. Nu iartă, da. Este paradoxal, știți, ar trebui să nu te pune la punct ca să fii mai atent. Următorul caz. Da. Avem o rubrică care se cheamă Definiția ta și vă rog să trageți un bilet și să ne spuneți definiția dumneavoastră pentru conceptul care este pe biletul tras. Da. Destin. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Destin. Destin. Sigur, destinul.
Este o chestiune care, știți cum e, destul nu este scris, spune, se spune, nu că este scris. Nu știu dacă a fost pentru mine scris, dar l-am avut un destin sau, hai să spun, dacă aș fi scris eu așa, știți, mie mi-a plăcut ce viață frumoasă am avut. Am avut o viață frumoasă. Dacă aș fi spus când eram mic, scrieți-mă ce vrei să faci în toată viața ta, poate că aș fi scris cam așa ceva. Cam ceea ce ați scris. Cam ceea ce am făcut. Sau s-a întâmplat, știți, s-a întâmplat. Pentru că sunt lucruri pozitive și acest lucru, nu? Încercarea aceasta prin care am trecut de transplant, de ficat, a fost o chestiune care poate știu eu, nu știu, era scris. Poate, nu știu. Nu știu, dar în orice caz, uitați, am trecut victorios peste ele, am trecut peste victorios în foarte multe cazuri și mă bucur acest lucru și îmi dă încredere că ferească Dumnezeu în speranța că trebuie să trecem peste toate lucrurile grele în viață și să avem încredere unul în altul și să avem încredere, uitați, am primit de la o familie pe care nu cunosc, care în moment decisiv a făcut o donație pentru ca să trăiesc eu, nu? Ce este? Nu-i cunosc. În fiecare zi mă gândesc și la ei mă gândesc, nu? Îi mulțumesc tare mult, nu? Mulțumesc oamenilor, gândiți-vă. Mă duc în fiecare lună, acum fiecare lună, două luni, dar mergeam aproape în fiecare săptămână la spital să oamenii din jur acolo care să mă ajute, mă ajută tot timpul. Uitați, domnule Virtalan, ce trebuie să o luați, cum ca să fie bine. Mă bucur că această solidaritate care există la noi este la nivelul cel mai înalt și ca o, cum să spun eu, ca o recompensă al lucrul și noi, că și noi am făcut niște eforturi deosebite. Uitați acum, efortul acela deosebit a fost recompensat. Am fost recompensat de viață. Da. Frumos. Întrebarea ta. Eu sunt jurnalist, pun eu de obicei întrebări, dar vreau să dau o posibilitate și invitatului meu să-mi adreseze o întrebare, să vadă și el cum e să fie jurnalist, să satisfacă o curiozitate, poate. În primul rând trebuie să vă felicit pentru modul în care a decurs această discuție. Mă așteptam la altceva mai mult de sport și de asta, dar mă bucur mult că ați atins această latură a transplantului de ficat, pentru care, într-adevăr, e un miracol ce se întâmplă în România și trebuie să subliniez acest lucru. Și tot timpul mă gândesc cu drag la toți cei care sunt în jurul acestui act medical extraordinar. V-am văzut de multe ori la evenimentele transplantaților și m-aș bucura tare mult să fiți alături, mai departe, alături de noi, să puteți să spuneți oamenilor că donarea de organe este un lucru deosebit. Da. Un și lucru care sunt oameni care trăiesc. Deci poate fi trăiesc, mai, sigur că da. Mai relevant, mai decât un om care, iată, este în fața noastră, vorbește, trăiește, are zile. Și ce poate vorbi mai mult în pro acest. Și de să fiți alături mai departe lucru de noi și să vă doresc multe, multe succese și multe interviuri fructuoase, cum relevante. Să spun, relevante. Asta căutăm prin această emisiune, să sigur aducem în fața telespectatorilor întâlniri esențiale, întâlniri importante și să descoperim cumva această legătură între latura noastră profesională și latura noastră umană, internă, psihologică, care de multe ori determină ceea ce reușim din punct de vedere profesional. Pentru că dacă nu am avea niște resorturi intrinseci, iată, de a câștiga, de a avea o victorie, n-am reușit să realizăm un plan profesional. Deci, cumva, încercăm să descoperim aceste două laturi unite într-unul singur, într-un corect, om. Corect, da, da.
clipă oprește-te, ești atât de frumoasă. Când a fost un moment atât de fericit încât ați fi spus această frază? Păi sigur, au fost multe fraze, multe momente dificile. Când îți naște cu tău, am o fetiță și un băiat, sunt momente colosale, nu? Când, cum să spun eu, familia e în regulă, e tot în regulă. De fapt, acest lucru, eu am o familie excepțională în care totul este cum scrie la carte, în sensul așa de cum am vrut să fie, da, totul perfect. Este, da, și am luptat. O chestiune care poate, eu am trăit o chestiune simpatică, tot prin sport, mi-am revăzut mama după 24 de ani, vă dați seama. Tot sportul a fost cel care m-a ajutat. Părinții dumneavoastră au divorțat când, da, erați foarte mic. La 2 ani și maica mi-a plecat la Budapesta și eu am rămas cu tata. Și după 24 de ani, la un interviu la televiziunea ungară, am apărut și ea și ne-am cunoscut așa. Deci e o chestiune tot prin sport și tot sportul m-a ajutat. Deci sportul a fost legat totodată de toată activitatea mea și acum... E normal că mulțumesc sportului și pentru că m-a ajutat în saba asta, dar și noi, să știți că am ajutat, să știu că am făcut eforturi deosebite. Și pe noi ne-a ajutat în această emisiune Diana Lemnaru, făcându-vă portretul, telespectatorii noștri îl știu, dar iată să-l vedem și noi. Cum vă vede o tânără artistă? Hai, colosală, colosală. Iată, este portretul dumneavoastră, felicitări, Diana. Mulțumesc, bravo, mulțumim. Bravo. O să... Bravo. Portretul este bravo. Al dumneavoastră, vi-l dăruim cu drag. Vă mulțumesc, Sărmână. Vă mulțumim pentru participarea la emisiunea noastră, mulțumim, Diana, pentru portret. Eu sunt Delia Budurcă, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă dau întâlnire în fiecare sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 10. La revedere!